Bună seara, stimați telespectatori, sunt Ștefan Nemecec, bine v-am regăsit și în această frumoasă seară de început de primăvară la Oameni și Fapte. Ce vă voi prezenta în această seară? Începutul unui proiect amplu privind cultura hunedoreană. Vizează în primul rând istoria jurnalistică și literară a acestor ținuturi prin care s-a reflectat atât național cât și internațional tot ce avem de valoare în trecutul nostru. Și avem un trecut valoros, stimați telespectatori. Este vorba de lansarea a două volume care cuprind istoria jurnalistică și literară a ținuturilor Orăștiei. Am început cu Orăștie pentru că aici este zestrea cea mai de valoare în întreaga cultură hunedoreană. Aici au scris, au activat scriitori consacrați ai României, scriitori cunoscuți. Aici s-a derulat tumultos în trecutul nostru o istorie începând cu dacii, sigur continuând după aceea cu celelalte perioade. În sobra sală a sinagogii din Orăștie s-a derulat această acțiune culturală sub egida a mai multor instituții ziare din județul Hunedoara. Sigur, este un model, aș putea spune, de reunire a intelectualității locului pentru susținerea și promovarea culturii locale. După cum știți și sunteți de acord cu ceea ce spun, cred că județul Hunedoara este un mirific tărâm de istorie și legendă. Tot ce s-a întâmplat aici este de admirat, păcat că nu se fac suficiente eforturi pentru a promova această cultură hunedoreană, mai cu seamă istoria literară și jurnalistică, după cum spuneam. Este vorba de lansarea acestor două volume, volumul 1 și 2, care se întinde peste 1000 de pagini, cuprinde întregul proiect, prima parte a acestui proiect, am spus, sigur va continua istoria Văijiului. Am fragmentat pentru că volumul de informații este foarte mare, în mai multe capitole mari privind, spuneam, am început cu Orăștia, voi continua cu Valea Jiului, va urma Hațec, Hunedoara, Deva și în fine Brad și zona Apusenilor. La Orăștie au fost prezenți autorități locale, invitați din țară, oameni deosebiți, aș numi câteva nume. A fost prezent la Orăștie un simbol al culturii locale orăștiene și nu numai, profesorul universitar dr. Ion Iliescu. Domnia sa a început activitatea profesorală la Orăștie cu foarte mulți ani în urmă. Este un eminescolog convins, are în colecția domniei sale, colecție particulară, documente aparținând Veronicăi Micle și lui Mihai Eminescu, care nu se regăsesc în colecțiile Muzeului Național al Literaturii. Are 85 de ani, o să-l vedeți în imaginile pe care vi le vom prezenta. Este energic, are idei încă la această vârstă de a scrie cărți despre Veronica Micle și despre Eminescu, și nu numai, despre istoria jurnalistică a județului Hunedoara, care este fascinantă. Trebuie să rețineți faptul că stăm undeva la un loc pe podium în ceea ce privește activitatea jurnalistică din România. Avem o istorie jurnalistică de peste 130 și ceva de ani. Putem să ne situăm în paralel cu zona Iașiului și a Bucureștiului. Dintre personalitățile prezente pentru a susține cultura hunedoreană, pot să-l amintesc pe jurnalistul Nicolae Melinescu, aici
nu este necesar să spun prea multe, este o imagine simbolă a televiziunii române, este primul jurnalist care a luat un interviu unui președinte a Statelor Unite, corespondent la CNN, atașat pe lângă Casa Albă foarte mulți ani, chiar după 1989. A fost prezent la această acțiune profesorul universitar doctor Nicolae Dinescu, este o personalitate deosebită a culturii vâlcene. Prin prezența domniei sale s-a discutat și chiar s-a ajuns la o înțelegere de a colabora cu societatea Astra. Astra, filiala Orăștie, filiala Sibiu, este cea mai veche societate culturală din România. Poate nu mulți știți, are o vechime de aproximativ 160 de ani activitate continuă. A doua societate culturală de valoare națională este Asociația Anton Pan de la Râmnicu-Vâlcea, care are o vechime cu activitate continuă de peste 120 de ani. Prin prezența domnului profesor universitar dr. Nicolae Dinescu s-a ajuns la o înțelegere, după cum spuneam, de colaborare Astra Asociația Anton Pan. Sigur vor ieși acțiuni culturale deosebite pentru prezentarea și promovarea culturii vâlcene și culturii hunedorene. Au fost prezenți un număr impresionant de primari din zonă, de la Gioagiu, de la Mărtinești și alte localități mai mărunțele, să spun așa, din zona Orăștiei. Au fost prezenți profesori, intelectualitatea care cunoaște și susține cultura de la Orăștie. A fost un model de prezentare a culturii zonei, lucru care, din păcate, în Valea Jiului nu prea putem să îl observăm. Dar poate viitorul ne va rezerva surprize, se vor întâmpla lucruri frumoase și în Valea Jiului din punct de vedere cultural, pentru susținerea istoriei locale, pentru că și Valea Jiului are o istorie fascinantă pentru care putem să fim pe bune, să spun așa, invidiați. Pentru că este o emisiune de prezentare, la realizarea acestui volum am consultat și am primit consultanță, sprijin din partea mai multor persoane ale locului. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului primar al municipiului Orăștie, apoi să și nominalizez pe cei câțiva care au fost alături de mine la documentarea și redactarea unei părți din acest text. Este vorba de Ileana Lucia Floran, Vic Virgil Bălan, Florian Drăghiciu, profesorul Miron Simedrea, care este și președintele Societății Limba Noastră Cea Română, filiala din Orăștie, sediul central se află la Chișinău, profesorul Aurel Ursu, președintele filialei Orăștie a Societății Culturale Astra, Marius Ipopa, Dan Drăghici, Dan Orghici, ziarist local care reușește să editeze un ziar aproape de unul singur, profesoara Aurelia Baciu, un simbol local deosebit, un model pentru foștii elevi, pentru actualii elevi din Orăștie, profesoara Doina Dunu. Deci, stimați spectatori, eu vă propun să rămâneți alături de Capital TV, veți urmări imagini care prezintă acțiunea de la Orăștie. În cuvântul lor, cei care au fost prezenți spun lucruri interesante, lucruri care poate ar trebui preluate ca idee și de comunitatea Văii Jiului. Mulțumesc tuturor acelora care m-au ajutat la realizarea acestei emisiuni. Sper să fie pe placul dumneavoastră. Vom continua și în emisiunile următoare cu prezentarea unor emisiuni prin care să promovăm
valorile culturale locale și mai ales tinerii care sunt preocupați de cultură și preiau tot ceea ce este de valoare din zestrea înaintașilor noștri. Așadar, îi rog pe colegii din tehnic să prezinte imaginile pregătite pentru dumneavoastră în această seară. Bună ziua, sunt Ștefan Nemecec, permiteți-mi să vă spun bine ați venit. Sunt emoționat în fața dumneavoastră, deși sunt obișnuit cu microfonul, vă văd atât de mult și preocupați de cultura în orașul Paliei. Pentru începutul acestei manifestări, am rugămintea ca domnul primar, Ovidiu Bălan, să rostească un cuvânt de bun venit și de apreciere față de tot ceea ce faceți pentru cultura locală. Domnule primar, vă rog. Bună ziua! Preoțe vicepărinte, doamnelor și domnilor, cu mine mie deosebită plăcere să vă urez un bine ați venit la Orăștie și sigur că suntem onorați că astăzi avem ocazia să fim gazdele acestui eveniment deosebit. Orăștia, care se dorește a fi capitala culturală a județului Hunedoara, are fiecare an o serie de manifestări culturale. Anul acesta, această lansare de card este a patra care se desfășoară în Orăștie și de aceea ne place să spunem și credem cu tărie că Orăștia este capitala culturală a județului Hunedoara. Eu vreau să salut prezența așa de numeroasă și mă bucur, n-am să vorbesc foarte mult despre carte, am să spun că am citit și am răsfăit și eu în mare aceste două cărți despre cultură și am fost profund impresionat și am avut și o surpriză, nu știam despre ea. Am aflat că am fost trecut și eu în această carte cu ziar la care am ținut foarte mult, un ziar care s-a dorit un ziar de campanie și la care am ținut și am muncit foarte mult și am văzut că și-a făcut loc în această carte și rămâne mult timp de acum acolo și pentru generațiile viitoare. Mulțumesc domnului primar, spunea domnia sa că Orăștie se dorește a fi capitala culturală a ținuturilor hunedorene. Domnule primar, vreau să vă spun, nu este așa, ci este capitala culturală a ținuturilor hunedorene. Și asta o pot spune cu toată responsabilitatea pe fondul studiilor pe care le-am făcut. Nici o zonă, nici o localitate din județul Hunedoara nu se ridică din punct de vedere cultural, cu vorbesc în primul rând prin prisma istoriei literare și jurnalistice a ținutului. Felicitări pentru trecutul deosebit pe care îl aveți și pe care trebuie, în această formulă, poate într-o formulă mai extinsă, să o mediatizați. Eu vă stau alături, sigur sunt, nu știu dacă greșesc spunând, poate un intrus în acest spațiu mioritic deosebit, dar vă sunt alături și haideți împreună să ne impunem, să dovedim că suntem cineva nu în România, în Europa și în lume, și toți cei care consideră că sunt undeva departe, să spun în ghilimele, trebuie să se plece în fața istoriei noastre și mai cu seamă în fața istoriei dacilor din ținuturile Orăștiei, a scriitorilor din ținutul Orăștiei și a jurnaliștilor care au făcut istorie. Pentru a începe, de fapt, această manifestare de lansare de carte, am rugămintea pe domnului părinte să rostească, cum se cuvine, câteva cuvinte de binecuvântare pentru a avea și garanția spirituală a desfășurării suflete, să spun așa, manifestării noastre. Vă rog, domnule părinte. Domnilor primari, domnule Ștefan Nemecec, doamnelor și domnilor, este o binecuvântare să participăm la un astfel de eveniment și dumneavoastră, cei care sunteți prezenți aici și care participați la viața culturală a Orăștiei, sunteți binecuvântări.
Dumnezeu revarsă binecuvântări nu doar prin cuvânt, ci și, bineînțeles, prin persoanele care se implică în viața culturală spirituală a Orăștinei. De aceea, binecuvântarea pe care vă dau eu, sper să întrecească binecuvântarea pe care o simt eu atunci când mă întâlnesc cu dumneavoastră, cei care sunteți oameni de cultură a Orăștiei și a zonei. Bineînțeles că efortul pe care l-ați depus dumneavoastră, domnule Nemicec, nu ar trebui să se oprească aici, pentru că volumele pe care le-ați scos trebuie să continue cu cercetarea lor. Ele pot fi îmbunătățite, completate și asta nu pentru că vrem să dovedim ceva noi ce din Orăștie, ci pur și simplu pentru că asta este ființa noastră, aceea de a fi oameni buni. Stimate domnule primar, domnule primar, cum este în cuvântul meu și alții, și-a luat pe Părinte Protopop, stimați invitați, onorată audiență. Am să vă spun câteva cuvinte după ce am urmărit cele două volumele domnului Ștefan Nemecec. După ce în 2010 domnul Ștefan Nemecec lansase la Orăștie două volume de mare încărcătură spirituală referitoare la publicistica de Orăștie, intitulate Carte, literatură și presă la Orăștie, de la începutul până în anul 1944, iată că astăzi, 14 martie 2014, vine în fața publicului orăștian cu alte două volume privind cultura în oraș Palie. O pertinentă prezentare a acestor aparține unor doi iluștri reprezentanți ai culturii românești, și anume domnilor profesori dr. Ion Iliescu și a domnului Nicolae Menescu. Ștefan Nemicec, acest neobosit căutător al aurului literar, un spormonitor al celor mai valoroase urme de cultură și civilizație românească, și-a îndreptat atenția spre vasta și încă necunoscută în totalitate comoară orăștiană, cândva printre cei mai de seamă stâlpi ai culturii și civilizației transilvanice. Autorul se oferește cu pasiunea unui veritabil cercetător asupra principalelor vetre păstătoare de urme ale neîntrașilor, așa cum în volumul 1 tratează cu multă meticulitate aspecte din viața strămoșilor daci, trăitori pe aceste sfinte plaje orăștiene, ținuturi de unde a început geneza poporului român și, prin extensie, și asupra valoroaselor tăbrițe de artilăria, care datează de la 7500 înainte de Hristos. Așa cum afirmă și în paginile volumului, zona geografică a Orăștiei poate fi numită un mirific tărân de istorie și legendă a traților, a daților strămoși ai nației române. Nu este uitată nici pala de la Orăștie, tipărită la aici în 1582, cea din prim încercare de a tălmăci în limba română Vechiul Testament, nici comorile de carte veche din colecțiile bibliotecii de țări. O atenție deosebită este acordă de scărțământului asta de la Orăștie, cel care, în spiritul Asociațiunii Transilvane, propunea stimularea creației și cercetării domeniul artelor, științelor, economiei și vieții sociale pentru românii din Transilvania, dar și publicațiilor Revista Orăștie, Activitatea, Cosânzeana, Libertatea. De remarcat, creată de colaborator pe Revistei Orăștiei, printre care George Corbu, Caragiale, Radu Rozeti, Vasile Alexandrii, Vasile Gordiș, Traian Demetrescu, Gherea, Veronica Mitre, Ștefan Oiosu și alții. Mulțumim, domnule profesor, vreau să repet pentru istoria pe care o aveți la Orăștie, merită să vi stimați și respectați. Așa este, domnule profesor, simte. Pentru că sunt caracterizați de modestia întotdeauna, sau în ultimul rând, mai doresc să îi aplaudați pe Ion Urdă, un scriitor nedorant
deosebită la acest cursul, deosebită la pentru a scoate în lumină o revistă literară, Nova Provincia Corvina, cunoscută, recunoscută, atât în țară, cât și mai cu seamă în străinătate. Știi și dumneavoastră, nu poți fi filozof, un sapul tot de mult, ori ești mai cunoscut, apreciat în străinătate pentru activitatea ta decât acasă la tine. Este prezent în rândul dumneavoastră, venitul din Valea Jiului, de Cranistul Gheorghe Antipescu, care de obicei face și niște stipuri așa pe loc, cu multă pasiune și talent. Sigur, trebuie să amintesc, spuneam, cei mai importanți, de obicei uit, este colegul ziarist Claudiu Moldovan, care întotdeauna la acțiunile culturale la care am participat și eu, a fost prezent pentru a imortalita prin filmare și fotografie de tot ceea ce se întâmplă. Vă rog, domnule profesor, vă ascultăm cu drag. Onorate părinte, domnilor, doamnelor, tuturor celor care ați venit aici, vă mulțumesc. Am venit să fac și eu o lansare de carte. Nu este a patra, este a cincea lansare. Este vorba de cartea Eminescu, ziaristice, dar alături de ea încă patru volume, toate din această perioadă, toate din anul 1900-2014. Eu țin să spun că mă bucur că domnii pe care i-am amintit sunt bine, că alături de ei cei vârstnici fac cultură la Orăștie, în mod real, chiar și prin această participare, pentru că sunt necesari cel puțin doi termeni, cel care dă și cel care primește. Dumneavoastră sunteți cei care primiți și fără dumneavoastră nu s-ar putea realiza actul de cultură. Așa că eu țin... Stimați-i mei! Am venit aici nu ca să vorbesc despre această lucrare a prietenului meu, bun Ștefan Nemece, a colegului și colegiului dumneavoastră. Pentru că s-a vorbit mult în editorialele mele din Piața Vâlcii, am scris, am ieșit pe post, am spus, domnule primar și doamnă deputat, despre această lucrare care rămâne o capodoperă pentru eternitate. Dar am mai venit și cu un semn pentru oamenii de cultură, pentru oamenii care de-a lungul anilor au contribuit la dezvoltarea și afirmarea literaturii din zonă. Pentru că de ce să nu recunoaștem, zona Orăștiei rămâne un punct de referință în cultura țării românești. Vă rog să-mi permiteți ca în aceste momente, cu o încărcătură emoțională aparte, să-i ofer diploma de onoare ca membru de onoare tânărului primar, inginer Ovidiu Vălan, primarul municipiului Orăștie, pentru contribuția majoră adusă la dezvoltarea și afirmarea culturii române pe plan național și internațional, la întărirea legăturilor de prietenie și colaborare pe multe planuri între diferite structuri organizatorice pe linie cultural-științifică, artistică, religioasă și educativă. La mulți ani, domnule! Tot în acest cadru, vă rog să-mi permiteți, stimații mei, să-i ofer
domnului primar medalia cu bustul inegalabilului Anton Pan, care se atribuie odată în viață unei mari personalități din viața cultural, științifică, administrativă și politică a țării. Fac o precizare, pentru că am uitat, în primul rând vreau să mulțumesc și pentru această frumoasă apreciere. Sigur, poate nu merit chiar pe deplin, dar mulțumesc oricum pentru această frumoasă apreciere. Vreau doar să salut prezența de primar în sală. Cer scuze că am uitat în intervenția mea. Vreau să salut pe primarul comunei Mărtinești, domnul Burceanu, este aici prezent. În ultimul rând vreau să salut pe primarul orașului Giurgiu, domnul Ioan Băleanu. Numai cuvinte frumoase așteptate de dumneavoastră.
doamna profesor Adriana Dăncescu este aici. Stimații mei, aș vrea să vă mai informez, domnule primar, este un merit pentru întreaga cetate a Orăștinii. Doamna Dăncescu a fost aleasă de curând președinta Asociației Seniorilor din Turismul Montan Românesc. Este o femeie extraordinară și îi doresc multă sănătate și fericire. Și vă ofer această diplomă domnului Ion Iliescu. Inima dumneavoastră, cât și sufletul dumneavoastră, să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. La mulți ani, domnule profesor! Tot un membru al Uniunii Scriitorilor din România, domnule, domnule primar, ce fericit puteți să fiți ca reprezentant al obștei, al cetății, cu atâția membri al Uniunii Scriitorilor din România. Constantin Stan este aici. Să citesc
să vă spun că n-am nimic să vă spun, dar pentru că nu este bine să vă spun că n-am nimic să vă spun, așa că nu vă spun. Vă apreciez că mă ascultați, deși apreciez că nu-i bine să mă ascultați. Și că nu m-ați condamnat pentru vina de a fi nevinovat. Vă aplaud dacă nu mă aplaudați și vă mulțumesc pentru că știți să fiți, să trăiți. Un moment de mai rețin, am făcut domnul Delinescu o scurtă epigramă, să zic așa. Dragă televiziune, eu, numitul Niculescu, sunt sătul de silicoane. Îl vreau doar pe Melinescu. Mulțumim domnului Nicolae Binescu, dacă îi... Dacă te ajută câteva cuvinte, prea puțin începărită pe domnule primar, distinși invitați, onorat auditoriu. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, mă simt onorată pentru distinția pe care dumneavoastră mi-ați acordat-o. Vreau să vă mărturisesc că am vizitat în mare parte mănăstirile scrisele din județul Vâlcea. În drumul de întoarcere spre casă, mi-au rămas la suflet două dintre noile, să spun așa, construcții, undeva de pe Valea Muldului, mănăstirea Sfinților Treierac și încă o mănăstire, o mănăstire de maici și o mănăstire de călugă. Sunt două construcții mai noi. Am reușit să ajung și la presidenta, doar în prima, la mănăstirea de la Poalele Muntelui, pentru că, cum știm... Și inima unde v-a lăsat simată, domnișoară? Unde v-a rămas inima? La care dintre ele? Toate au specific. Fiecare are ceva deosebit și județul Vâlcea, alături de județul Hunedoara și de județele țării noastre, fiecare are ceva deosebit și în fiecare județ întâlnim oameni de o calitate deosebită. Mă bucur să fiu la acest eveniment, mărturisesc că am întârziat și de această care vreau să-l salut pe domnul Mundeanu, fostul primar al municipiului Orăștie. Am fost în vizită la Centrul pentru Persoane Vârstnice, care a fost inaugurat, pe vremea când domnul Mundeanu era primar al municipiului Orăștie și domnul Bonan era viceprimar al municipiului Orăștie. Am întâlnit acolo persoane deosebite, dar și oamenii care se ocupă de îngrijirea acestor minunați concetățeni din Orăștie și din județul Hunedoara. Și bineînțeles că ei nu au înțeles că eu trebuie să fiu la ora 17 la un eveniment și m-au rugat să mai stau câteva minute alături de ei. Pentru că îl avem aici pe domnul Nemece, vreau să-l felicit pentru toată activitatea domniei sale. Și mă bucur că dumneavoastră ați realizat o operă, cum să spun, la dansarea care noi astăzi participăm. Mă bucur să văd aici în seară foarte mulți oameni de cultură din întreg județul Hunedoara, care vin în Orăștie. Ceea ce îmi confirmă încă o dată că împreună trebuie să luptăm pentru ca Orăștia să devină capitala culturală a județului Hunedoara. Cred că merită acest lucru, cred că meritați cu toții și cred că numai împreună o să reușim să obținem acest lucru bine meritat. Vreau să o salut și pe doamna Dora. Îmi pare rău că nu am ajuns până acum la lansările de carte ale domniei sale, dar în viitor o să fac tot posibil. De asemenea, vreau să o salut și pe doamna Murescu, fost primar al municipiului Brad, de ceilalți primari care au fost amintiți aici, mă bucur și pe toți cei care participați la aceste minunate evenimente. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți și multă, multă sănătate să participăm împreună la cât mai multe evenimente. Mulțumim mult, doamnei deputat, pentru aprecierile făcute pentru cele exprimate. Mulțumim mult, domnului Binescu, pentru gestul făcut. Iată o recunoaștere a valorii culturii și mai ales a celor
care promovează cultura din orașul Pali. Mulțumim, domnule Dinescu. Nu vreau să repet epigrama domnului Niculescu apropo de televiziune și de domnul Belinescu, ci pur și simplu îl invit pe domnul Belinescu la microfon să-l ascultăm ce ne spune despre cultura în orașul Paliei, despre acești oameni minunați. Nu înainte de a-i mulțumi pentru cuvântul, înainte din această carte, pentru aprecierile făcute pentru personalitățile din această zonă, pentru întreaga colectivitate culturală și nu numai din orașul Paliei. Vă rog, domnule Belinescu. Dragi castrani, mă simt ca pe prieteni, sunt onorat să fiu aici, la un eveniment cultural și în drumul spre acest loc am revăzut statuia lui Previsa și mi-am amintit că el și un alt mare comunicător, Tatarca Roman, au împărtășit aceeași soartă în anul 44 înainte de Hristos, amândoi au fost asasinați. Cartea domnului Nemecek, lucrările pe care le-a spus până acum, cercetarea atât de minunțioasă, de valoroasă pe care am trebuit și sper să o continue, este un fel de blocaj, de baraj în calea unui asasinat cultural. Vă invit să o cumpărați și să aveți această lucrare în casă, pentru că este un reper al identității noastre naționale. Este un monument care nu se va distruge niciodată și pe care îl puteți transmite generațiilor care urmează, ca să știe de unde vin și cât de valoros este acest mediu în care personalități extraordinare au trăit și au lucrat. Domnilor și domnilor, stimate domnule Nicolae Dinescu, a transmis din Orăștie pentru CNN, din orașul Paliei, Nicolae Dinescu. Alături de noi sunt și colegi jurnaliști. O să rog pe Dan să își exprimă o scurtă părere despre cultura în orașul Paliei, despre această carte. După care o să dau cuvântul foarte pe scurt domnilor scriitori, tuturor acelora care doresc să exprime cum câte la cuvinte, cât la fraze, ceva despre cultura în orașul Paliei, pentru a vedea că de aceea sunt aici, pentru a aprecia și a exprima, a califica valorii tot ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă și poate să și previzionăm, se va întâmpla pe primarie, pe orașul Paliei. Te rog, Dan. Doamne deputat, domnule primar, domnilor primari, pentru mine este foarte clar de ce Ștefan m-a lăsat ultimul, ca să vedeți că se poate și mai rău. Pentru că n-am nicio treabă cu cultura, n-am făcut niciun efort să vin aici. Ba chiar mi-a făcut plăcere să fiu alături de Ștefan. Spunea care cere un lucru, că amatorul lucrează cu pasiune și îi place tot ceea ce faci. În timp ce profesionistul lucrează de nevoie și arată îi place ceea ce faci. Artistul lucrează de nevoie și face întotdeauna ceea ce face. Discutam mai devreme cu Eugen Eru și spunea că societatea românească suferă de depresie. Ne contraziceam puțin pentru că eu sunt de părere că această depresie socială are la bază o boală a începuturilor. Prea des începem și niciodată nu termină, nu continuăm drumul pe care pornim. Este desigur o părere la care eu simt și nu știu dacă e valabilă. De data asta, Ștefan, prietenul meu, jurnalistul, a început și a terminat. A terminat un demers, de care eu personal sunt mândru, pentru că avem o lumină favorabilă asupra presei jurnalistilor, uneori prea desculită, uneori de prea multe ori, cu dreptate, aș putea spune eu, dar iată că din această vreasmă răsar și oameni ca Ștefan Nemecek, care
ne onorează. Eu vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați permis să vorbesc în fața dumneavoastră. Eu trec că nu prea știu de ce, mă știu. Pentru ca să mulțumesc lui Ștefan pentru ceea ce a făcut, dar vreau să vă mai spun un lucru. Omul de cultură, din punctul meu de vedere, ca și beneficiarul de cultură, reprezintă armata sistemului imunizat social. Omul de cultură este cel care ține vie, ține viu, de fapt, spiritul, spunem asta. Eu vă mulțumesc pentru ceea ce sunteți și vă doresc numai bine. Domnul Iordan, pentru cuvintele frumoase, sigur, acest lucru am considerat, consider că să-l scot în evidență. Jurnalistul și jurnalistica scrie de fapt istoria unei comunități, istoria unui timp, fapt pentru care trebuie apreciat, nu așa cum se întâmplă astăzi, mulți jurnaliști, dar mai aminți, un punct sensibil, sunt catalogați, considerați altceva decât ceea ce sunt, deși eforturile lor sunt deosebite și de cele mai multe ori nerăsplătite. Prietenul, scriitorul, poetul, așa mai departe, Eugen Nebu, întreba de ce a primit o diplomă. I-am răspuns pentru că merită. Este mult prea modest pentru poziția sa, pentru creația sa, pentru tot ceea ce a făcut pentru cultura dumneavoastră. Pentru că este important și trebuie să ținem cont de ceea ce a spus, spune și va spune, vă rog să spună ceva și despre cultura noastră. Dragă ștefi, mulțumesc, onorată instanță, asistentă, sau instanță, primă instanță, o să fie într-o instanță, nu la distanță, nu vezi și deși mi-e drag foarte mult de stilul parodistic al lui Ghiță Nicolescu, al lui Grețele Năgurte, care sunt epigramiști de geniu. Eu nu sunt de geniu. Vă mulțumesc că ștefii, în primul rând, onorați oaspeți mai ales cu care ne vedem pe 2-3 ani, cei care ne-au onorat, dar nu sunt atât de emoționant și ceremonios, pentru că totul aici la sinagogă este ceremonios, ceremonial, cum ai fost. Cartea, eu am scris câteva cuvinte, am întâlnit, am văzut-o, se adaugă într-adevăr unei opere deosebite, chimitoare și necesară. Și, în faptul că, într-adevăr, depune mărturie cinstită, nu confecționează, nu revăluie, cum am zis, ci o mare conștiință, care eu cunosc de mai mult timp și concrăm, care cu cât este mai activă și mai fructuoasă, a fost până prin Suedia, a fost prin Cârcâzia, prin Moldova, că nu știu, am luat ca să ne arătăm lumii altfel, așa mai departe, Ștefan și cu echipa lui, și cu cât se afirma mai mult, cu cât îți pârnește dușmănii. Nu aveți idee, omul ăsta e pierd prin procese. Poate că mă iartă că cum. Contraria, împiedicat să intre în mâna scriitorilor și așa mai departe. Este prozitor. Cu cât faci mai mult bine, din mică de rău. De ce? De ce suntem așa? De ce nu suntem solitari? Știți, verbul acela care a făcut, a dermat comunismul în Polonia, solitar rușii. De ce la noi nu suntem solitari? Pentru că sunt prea mulți cârtași. Pentru că e prea multă lașitate. Foarte multă lașitate, prea smerenie și prea răbdare să mă ierte părintele, că este prea smerenia ipocrită și falsă, abotnică. Trebuie să ne gândim la toate acestea și mă iertați că am avut discurs pentru un alt, eu am un discurs, un recurs, dacă vreți, recurs la memorie, cum ne îndeamnă onorat cinstitul orat, așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să ne iertați. Așa sunt eu, spune Eugen Nebu, dar Eugen Nebu, ești așa deosebit, apreciat, nu numai de noi,
ci și de mulți alții din țară și de peste tot. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Nelu Barbu, creator de cultură și literatură hunedoreană, prolific, cunoscut, recunoscut, domnul Constantin Stancu. Vă rugăm un minut, domnule Stancu, sau câteva fraze pe care considerați de cuvință. Să fim optimiști, e primăvară și Paria a mai înmugurit o carte, Cultură în orașul Paria. În viteza noastră de fiecare zi, construim autostrăzi, aeroporturi, caurberii, cofetării și așa mai departe. Și la un moment dat, constructorii, în mijlocul șoselei, fac o mijlocul zonei pe unde trebuie să treacă șoseaua, fac o groapă și acolo dau de un cioc pe care este scris ceva într-o limbă care a murit și pe care noi nu mai înțelegem. Da, Iana Lucia Floran, dacă mai doriți 2-3 minute să spuneți ceva legat de această colaborare și poate de listurile care sunt în această carte și vor fi completate, vă ascult, dar nu vă mulțumesc mult tuturor celor care ați participat, mulțumesc domnilor primari care sunt prezenți, doamna Ileana, vă rog, dacă doriți să... Bună seara! Eu nu pot decât să felicit pe domnul Nemece pentru realizarea celor două volume care, chiar dacă sunt decompletate sau perfectibile pentru data apariției, sunt 90% complete și se mulțumesc că, deși nu este orăștian, s-a plecat asupra culturii orăștiei, considerând-o probabil una dintre cele importante, nu numai în județul Hunedoara, ci în România. Eu sunt mândră că sunt orăștiancă și pentru că dumneavoastră promovează orăștia în țară și în străinătate, vă rog să-mi permiteți ca din partea Asociației Florema Design a Inviturii EMA din Orăștie să-i acord pentru ziua de astăzi, cu ocazia lansării volumului Cultura în orașul Paniei, o diplomă de excelență pentru promovarea valorilor culturale din orașul nostru.